Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem în Galeria de Artă Lascar Vorel, la Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Neamț. Am onoarea să l-am ca interlocutor astăzi pe maestru Iosif Haidu, care își strânge acum lucrările. După acest interviu, dumneavoastră o să vedeți și vernisajul expoziției pe care a avut-o aici timp de 2 săptămâni în această galerie. În galerie mai este un artist din roman, cel care o să aibă astăzi vernisajul. A fost un pic de vânzoleală, s-au așezat lucrările pe pereți. A fost o atmosferă extraordinară, am luat câteva cadre și cu aceste momente pe care de obicei nu le prindem noi, cei din televiziune. De obicei venim la vernisaj, totul este așezat, Partea de bucătărie. Maestre, vă mulțumesc tare mult că mi-ați acordat această întrebare. Și eu mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur că am revenit la Piatra, pentru că e un spațiu și sunt niște oameni de care mă leagă niște amintiri serioase și frumoase și pe care încerc să, și durabile, să le conserv, cum să spun, adică să le protejez. Am înțeles. Sunt și situații când, mă rog, eu am mai fost pe la Roman, nu, repet, nu de atât de des pe cât mi-aș dori, dar spre surprinderea mea n-am reușit să găsesc nicio expoziție Iosif Haidu prin Roman. Nu știu, sunteți mai zgârcit cu ieșirile în public sau... Sunt câteva motive simple. Bănuiesc că motive... În primul rând, dacă ați fost la vernisaj și vă mulțumesc tare mult pentru prezență, da. Așa, maestru Ștefan Potop îmi reproșa foarte elegant că am cam lipsit de pe simezele galeriei Lascar Vorel. Asta n-am făcut-o din motive de lipsă de activitate, fără nicio care sunt prezent la Piatra Neamț, fie la colective, fie la Bienala Lascar Vorel și așa mai departe. Pentru mine, o expoziție personală impune niște pretenții. Dacă îți propui un demers de genul ăsta, care, în primul rând, cere un efort de creație și, în al doilea rând, am spus, trebuie să fii foarte atent cu ce ieși din atelier și în fața cui ieși din atelier. Primul critic al lucrărilor dumneavoastră sunteți dumneavoastră. Am considerat, în primul rând, că eu sunt cel mai avizat critic asupra lucrărilor mele și după aceea spuneam și în vernisaj, dacă pornim un drum, unul dintr-o parte, unul dintre celelalte, adică eu, cel care propun imaginea plastică și privitorul care vine spre mine și dacă ne întâlnim prin intermediul lucrărilor la mijloc și găsim acea consonanță de care vorbeam eu, vorbim și... Rezonanța ca muzică. Așa. Dacă ne întâlnim la mijloc, este excepțional și putem dialoga și direct și indirect. Pentru că contează foarte mult. Și dumneavoastră, ca orice artist, cel puțin așa înțeleg eu acest aspect, lucrați pentru publicul care vă așteaptă lucrările. Da, pentru că este, eu am zis, e o obligație și o datorie, în primul rând. E o datorie morală. Că dacă ai pornit pe drumul ăsta, fiecare la rândul nostru, când am pornit, alții au ani în spate, alții sunt la început de drum, cu cât ai mai mulți ani în spate pe acest drum sinuos și foarte pretențios, cu atât responsabilitățile sunt mai mari. Mai mari. Un drum asumat, sigur, de la bun început. Ați fost pus în gardă, maestre, la începuturile carierei dumneavoastră. Da. De ce vă așteaptă? Da. Și nu ați ezitat să... Și nici n-am să uit cine mi-a spus chestia asta. Adică mi-a spus maestru Podoleanu, Dumnezeu să-l odihnească, un mare pictor, așa, și care mi-a fost și îndrumător de an la facultate și spunea în felul următor: băi, copii, sau cum spunea, stimați colegi, ce era o chestie formidabilă pentru noi. Onorantă pentru artistul în devenire. Da. Stimați colegi, gândiți-vă bine, suntem aici pe o perioadă de 2, 3 ani, 4 ani cât suntem împreună, învățăm unul de la altul. Atenție mare când plecați pe picioarele voastre, pentru că întotdeauna în plastică și nu numai în plastică, în orice domeniu pretențios, creativ, concurența este formidabilă. Oh, da. Pentru că poate veni unul cu o
bucățică din asta micuță, așa, de nu știu cât pe nu știu cât, și să te dărâme, vii tu cu un panou din asta nejustificat și negândit și doar ca să impresionezi ca suprafață existentă într-o expoziție, te dărâm ăla de... Nu întotdeauna cantitatea însemna și calitatea. Păi asta e. Și cred că orice artist trebuie să aibă grijă de mersul care și-l propune. V-am văzut la vernisajul de acum două săptămâni, așa, parcă erați un puștan, un tânăr artist, emoționat. Da. Tream și eu emoțiile pe lângă dumneavoastră și mă gândeam, zic, un maestru de Talia lui Iosif Haidu are emoții ca un debutant aproape, dar reîntâlnirea cu publicul din Piatra Neamț bănuiesc că de fiecare dată va deși știam foarte bine că am venit pregătit. Și am, din câte am înțeles, așa, din surse, că expoziția a plăcut. Da. A fost privită, judecată, răsjudecată și așa mai departe. Deși știam că am venit pregătit cu ce ați văzut dumneavoastră acolo, este imposibil să nu ai emoții. Pentru că este un moment. Da. Pe lângă celelalte momente pe care le-am trăit, că nu sunt la prima expoziție, pentru că sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici din 1982 și am expoziții făcute și în țară și în afară. E un moment care îți aparține și pe care, să spunem, trebuie să-l trăiești la maximă intensitate. Unic de fiecare, la fiecare ieșire în public. Nu poate, dar nu are cum să fie unul la fel ca altul. Da, da. Una, din punct de vedere al ce expui, ce ți-ai propus, dacă ați observat în expoziția mea, erau patru teme acolo. Da. Și eu sunt adeptul temei, care creează probleme din punct de vedere conceptual. Și pare simplu la prima vedere să propui o temă și să o urmezi. Nu e simplu pentru că orice temă... Găsirea mijloacelor artistice, problema de a dezvolta tema... Problema e trebuie să investești în lucrarea respectivă mesajul de care are nevoie privitorul. Pentru că dacă el nu vibrează în... sau eventual nu... Lucrarea nu-i transmite nimic în privința... E o chestie de decriptare. Una e să fii descriptiv din start, de tip, să spunem, facil, deși poate n-am folosit eu termenul corect, nu există facil în pictură, pentru că peisajul, din punctul meu de vedere, este cel mai... Natura, în primul rând, este cel mai sever profesor pe care poate avea un artist. Eu am mai spus-o aici. Am avut o expoziție, dacă vă aduceți aminte, de acuarelă, se numea Peisajul ca stare. Așa, sunt câțiva. Vă aduceți aminte, sigur. Da. Așa. Și peisajul e greu. Dacă nu știi să-l abordezi, bine, natura ți-o oferă imens. Sigur. Important e să ai acea putere de selecție și care să... Cadrul pe care îl surprinde și pe care îl imortalizați este unic. Depinde de investițiile pe care... Natura își schimbă fața de la o secundă la alta. Am mai spus o chestie care mie îmi place enorm și poate o știți din istoria artelor. Spunea Magda Cărneci, apropo de perioada barbizonului, la modă. Magda Cărneci spunea Balcicu a fost barbizonul românului, adică picturii românești. Pe ce s-a creat acolo? O școală și până la urmă o punte de încercare. Exact cum era, o piatră de încercare. Cum era perioada franceză, nu, unde a fost și Grigorescu și Andreescu și așa mai departe, și ați văzut ce au făcut acolo, așa. La Balcic s-a creat enorm. A fost barbizonul, dar și aproape, așa. Am putea spune, această preluare a termenului mi s-a părut foarte frumoasă. Eu m-am gândit cu Magda Cărneci. Mai este vreun Balcic acum pentru artiști români? E denaturat total. Dar un alt Balcic cu ghilimele de rigoare trebuie, în România trebuie sau... Căutat, trebuie căutat. Și vreau să revin la ceea ce am spus, e o afirmație celebră în istoria picturii românești, maestru de Grigorescu, care spunea în felul următor, și am mai spus-o tot aici, în contextul ăsta, când am avut acea expoziție, Peisajul ca stare, și spunea maestru Grigorescu, zice, am trecut ieri pe lângă un peisaj, de aia spun că peisajul e foarte greu. Cine știe să-l abordeze, să-l abordeze. Cine nu știe, să nu se apuce de el. Așa? Și eu fac peisaj. Dar nu-i ca un refugiu la ușurință, ci culmea, mă duc în zona cealaltă, știi? Adică s-ar putea ca ceea ce fac în atelier să fie mai simplu decât ceea ce mi-oferă mie natura atunci când mă duc, și mai ales toamna. E dezastru.
Și maestru Grigorescu spunea un lucru admirabil. Spunea, am trecut ieri pe lângă un peisaj, n-am avut la mine ce-mi trebuia ca să-l imortalizez, m-am întors a doua zi la aceeași oră, dar nu mai eram eu cel de ieri. Starea. Deci, asta e important. Adică e momentul ăla care e unic și irepetabil, să știi, este lege pentru creatori. Nu poți să fii de două ori la fel. Faptul când vă apucați de o lucrare este o intrare într-o transă. Da. Găsirea... Iar din ceea ce ați văzut la mine, poate, eu știu, pictura care o fac eu, nu o fac din dorința de a fi nejustificat ermetic în imagine sau, eu știu, de a crea probleme privitorului. Nu. E o chestie de simplă, spuneam eu la vernisaj, simpla lecție de privit, fără o metodică impusă. O lecție pe care o oferiți publicului. Exact. Și dumneavoastră vă oferiți în același timp. Și care impune, într-un fel, un, așa zis, efort de decriptare a imaginii. Încercăm. E, cum zic eu, necesar. Asta... Și spuneam eu tot la vernisaj, dacă vă aduceți aminte, fără, deci nu ține de modestie, dar fără un fel de, eu știu, din asta, competență nejustificată sau supralicitată. Că nu venim aici cu competențe personale sau, eu știu, să facem paradă aici, că suntem cei mai... Nu. Nu suntem, cu orgolii, nu cu... Sunt fără orgolii. Eu în pictură nu-mi cap orgolii. Deși sunt și ele drăgălași într-un fel. Știți că sunt nostimate așa între... E o limită între nostimadă și absurd. Ne mai gratulăm așa câteodată între noi. Știi, e o treabă foarte simplă, adică frumoasă între artiștii plastici. Că la mine un centimetru pătrat e o capodoperă, la tine un metru pătrat e vax. Așa. Dar asta e... Sunt niște amabilități. M-ați demonstrat și astăzi, maestre. Sunt niște amabilități din astea care sunt bune câteodată, da. Așa, ne mai scoate din... Până din... la ora acestei întrevederi, la ora interviului, de fapt, când ați dat o mână de ajutor, mai mult decât o mână de ajutor colegului dumneastră venit tot de la Roma și o să vedeți despre cine este vorba. Ne stimăm și ne apreciem reciproc, fără nicio fel de problemă. Fără obligații. De ce atât de emoționat la Piatra Neamț? Aflat totuși la o oarecare distanță, nu foarte mare de roman. Și de ce nu și în roman, maestre? Roman, bine, în roman am reacționat asupra ceea ce eu am respectat întotdeauna. Eu am, noțiunea de muzeu pentru mine a constituit, sau poate fi substituită noțiunea de templu cultural. Ori s-ar părea că la roman lucrurile au luat o razna datorită unei persoane care nu știe ce vrea, în primul rând. Și nu că îmi face mie un deserviciu fără începe. Eu am spus foarte clar și vorbeam cu colegii mei. Își face ei, în primul rând, un deserviciu. Face un deserviciu muzeului ca instituție, protejându-o din punct de vedere al actului artistic serios. Și am avut curajul, ceea ce normal, ca să-i reproșez unui om un lucru simplu și care îl poate fi înțeles foarte repede, nu trebuie să ai curaj. Trebuie să atragi atenția. Și am avut pretenții atâta timp cât am un pic de experiență în spate din punct de vedere al participării mele la expoziții și la calitatea expozițiilor și la modul cum m-am respectat eu pe mine și după aceea am respectat o instituție muzeală. Eu m-am identificat cu muzeul. Într-un tot numit artist, muzeu public. Sigur că da. Nu, asta înseamnă respect reciproc. Ca să duci în derizoriu niște manifestări culturale care sunt, să spunem, de notorietate. E vorba de anuala de pictură pe care am institut eu. Deci eu sunt cel care, fără falsă modestie, așa, în 92, am întâlnit în Roma, când am venit în Roma în 90, și am întâlnit în 91-92 un nucleu de oameni pe care i-am adunat în ceea ce se numește Cenaclu Pro Arte. Și am la atelier, dacă o să treceți pe la mine și vă invit la școala de artă, ținem legătura, veniți la școala de artă, veniți la atelier și am să vă arăt afișul făcut de mine cu prima anuală de pictură în roman. Anuala 92. Și după aceea au fost nu știu câte anuale, am făcut și saloane de primăvară
pretențios, da. Pretențios numite saloane și așa mai departe, dar am erau, fost martor, erau subordonate aniversării romanului, cu Roman 600 în martie, mi se pare, așa. Și am zis, domnule, hai să completăm și noi această aniversare a romanului cu manifestarea artistică. Așa, ori la ora actuală am impresia că respectiva doamnă care ocupă un post acolo de, de șef de secție, așa, nu vrea să înțeleagă un lucru foarte simplu, pentru că trebuie să respecte firma. Un muzeu nu este un talcioc, în primul rând. Adică nu toată lumea pictează, nu toată lumea desenează, nu toată lumea trebuie să se considere artist. Ori la ora actuală lucrurile astea au cam denaturat, s-au denaturat rău, așa, și vă spuneam și înainte, dacă eu mă duc la vernisaj, acum nu mă mai duc, fără nicio fel, că am refuzat. I-am atras atenția foarte serios, la modul foarte dur, așa, și face și niște gafe teribile, pentru că a da un artist plastic afară din muzeu mi se pare dezastros. Și nu, sunt colegii mei care sunt pictori. Și a pune un om la poartă și vezi dacă vine Haidu sau vine Romica Ștefan, nu-l primești? Păi vă dați seama ce înseamnă asta? În primul rând, i-am atras atenția, muzeul este o instituție publică și nu este o instituție privată. Când o să fie muzeul o instituție privată, atunci îți pui bodyguard la ușă, selectezi treaba ta, dar nu interzice omului să vină. Indiferent ce, diferent de ordin, eu știu, conceptual, personal, personal da, da. Una e una și da, instituția muzeului. Ei, cam asta se întâmplă, domnul meu, la Roman. Eu am să încerc, uite, și declar direct, am să încerc să iau legătura și cu domnul director al Complexului Muzeal Neamț, să vadă cam ce se întâmplă acolo. Am colegi care au fost refuzați pentru a face expoziție acolo, colegi plasticieni. Membrii au sigur că da. Să vadă dacă mai încape în program, dar nu există. Nu există. Sunt oameni care, colegii mei de la Piatra Neamț, când au văzut ce se întâmplă, eu i-am invitat permanent la toate ședințele care le avem noi la Uniunea Artiștilor Plastice, la filiala Neamț, le-am spus, veniți la Roman, că veniți personal, că veniți cu expoziție personală, că veniți cu colective, că veniți invitați la manifestările astea de tip anual sau saloane. Veniți. Am vorbit cu băieții din Bacău, am vorbit cu Mihai Chivaru, am vorbit așa. Ori nu trebuie să umblu eu după ei, că e foarte simplu. Fă domnule rost de un mijloc de transport la primărie, un papuc, te duci și aduci o expoziție, nu e? Dar nu-ți vine nimeni să-ți bată la ușă ca să... ce nu cumva vreți o expoziție? Deci, cam asta e. N-aș fi vrut să ajung aici, pentru că nu mă calmează. Da, pentru că v-am văzut, problema, și... sunt foarte supărat. V-am văzut atât de emoționat aici la Piatra și mă gândeam nu, e o trăire personală, deci emoțiile pot fi înțelese. Este o soluție, refugierea într-un alt spațiu expozițional? Avem la ora actuală o propunere din partea unei doamne din Roman, care vrea neapărat, știe despre ce am mai făcut împreună cu Institutul Franciscan și cu maestru Prisecaru. Eu, maestru Zaharescu, ne-am adunat vreo câțiva și am făcut împreună cu Institutul Francescan, cu Academia Tocănel, așa, am făcut niște manifestări excepționale. Adică, într-adevăr, s-a văzut cam ce să vrea să se facă. Știți? Nu știu care au fost reacțiile, adică, reacțiile publicului iubitor de artă romașcan, pe care eu știu, omul pretențios. Omul este, domnule, sunt oameni care știu să vadă. Sigur, eu am o vorbă. Cultivat. Știu să vadă, da. Și de-abia așteaptă să le propui. Eu mă întâlnesc cu romașcanii mei și cei care sunt obișnuiți în muzeul romașcanii zic, domnul, mei. Deși nu sunteți născut în Roma. Eu nu sunt, dar acum sunteți cu acte, am o treabă cu romanul, cu maestru ăsta, făgărășanul meu. Sunteți romașcan. Eu sunt printr-o conjunctură ajuns pe acolo, da. Dar cum vă spun, sunteți adoptat. Da, tot ce înseamnă, păi trup și suflet. E o treabă. Și asimilat la Ardele, fenomenului cultural la romașcan. La Ardelen e o vorbă, toți suntem de acolo de unde e nevasta. Da, și nu mai comentăm. Da. Cam asta este. Și, nu,
cum să zic eu... Vă influențează aceste, să spunem, sunt oameni care, sunt oameni care ne întreabă când mai, sigur, când mai faceți. Când așa mai... cum v-am întrebat eu de aici, de la Piatra Neamț. Le-am justificat că atâta timp cât lucrurile nu se reglează la modul frumos și, să spunem, calitativ la muzeul ăla, așa, eu nu mai expun. Eu am, dragă Doamne, cum să expun. Dar problema e de altă natură, că aduci un deserviciu prin neprezentare, cum să spune, da? Așa, publicului care te așteaptă, adică, dom'le, omul a văzut. Un public care are deja niște gusturi formate. Am pățit eu în 90, nu? Când am venit în Roman, primul drum al meu, credeți-mă că a fost la muzeu, era doamna Ursache, dacă o știți, da, celebră și o femeie admirabilă. Așa. Și aș fi vrut ca ceea ce a făcut doamna Ursache atâția ani la muzeu și maestru și profesorul Ursache la istorie, așa, ce a făcut doamna Ursache și cum a respectat doamna Ursache muzeul ăla, ar fi trebuit să fie continuat, nu distrus. Și în 90, când am venit, discutam de un personaj pe care îl cunoaștem amândoi, pe domnul maestru Ciucă. Așa, și în 90 a zis, singurul lucru ca să conving pe cineva în Roman e să fac o expoziție. Clar, și am luat legătura cu doamna Ursache și am zis, doamne, sunt ăsta, sunt așa, fac asta, vreau în primul rând să fac o expoziție dacă se poate și vreau să mă întâlnesc cu oamenii care au treabă cu arta plastică. A fost atât de amabilă și atât de frumoasă încât, da, nu vreau să nicio problemă și am făcut o expoziție, a venit maestru Ciucă și soția mea, sunt farmacistă fiind, mergea în spatele a două doamne din Roman și zice, drag, ai fost la muzeul din Roman? Da, am fost și a apărut un nebun pe acolo. Nici nu știu ce... Un nebun frumos, da. Da, și a apărut unul care, unul, haidul meu, așa, care nu știu ce vrea să spună, zice, da, alături, este o expoziție extraordinară a domnului nu știu care, așa, cu niște peisajele din astea. Da, încet, eu zic, haidul s-a impus în Roman, în, da, în peisajul de, cultural și roman, așa, a impus o ștachetă, nu, da, ați ridicat-o. Da, nu, pentru că... Să vă doriți... Ca eu vreau să se mențină măcar la înălțimea. Am găsit niște oameni extraordinari. Da. Am găsit profesorul Adamovici, am găsit pe Victor Simeon. Sunt elevi, studenți. Gheorghe Meciobanu. Am studenți, colegi. Da. Studenți acum sunt plasticieni. Sunt colegii dumneavoastră. Sigur că da. Da. Am 6-7 oameni care au intrat la facultate la București. Trecut, da, prin laboratorul. Eu fiind profesor la Clubul Elevilor din Roman și ne-am adunat acolo și am făcut. Trebuie să vă fac o vizită cât de curând la Clubul, da, dumneavoastră. Nu, eu sunt acum la Școala de Artă. La Școala de Artă, am fost, da, la Clubul Elevilor. La Școala de Artă. Acum e domnul prinsecă. Un alt laborator acolo. Da. Să vedeți ce se face. Cu, da, siguranță, abia aștept să ne întâlnim. Vă invit cu cea mai mare plăcere, sigur că da. Și carele astea v-au, cum să vă spun, în afară de amărala pe care v-au lăsat-o, gustul amar pe care vi l-au lăsat, v-au diminuat cumva puterea de muncă, de creație? Nu, nu. V-ați văzut de treabă? Ce am eu de rezolvat? Pentru că eu vreau să rezolv problema. Nu pot să o las așa. Am înțeles. Eu am spus, eu am o să-i expun. Problema unui așa zis abandon, să spunem, temporar, nu face altceva decât în detrimentul amatorului de artă din România. Da, da, care, și repet, nu, este un... Că nu numai eu le ofer imagine plastică, eu am spus. Cultivat în... Este mai surprinzător, este Romica Ștefan, sunt băieții de la Roman, care mă întreabă când putem face o expoziție și eu le-am promis, sunt 6 oameni la București, grămadă acolo. Și am zis, facem o expoziție împreună. Și ne aducem aminte de ce a însemnat Cenaclul pro Arte la Roman în 92. Am făcut 6 tabere de creație. 6 tabere de creație. Mai rău să reveniți am făcut tabără la 2 mai, vă dați seama. Am făcut tabără la Oglinzi. Am făcut tabără la Vaslui, invitat de Comitetul de Cultură, sau cu Inspectoratul pentru Cultură. Așa. Am făcut tabără pe unde am mai în tot cazul, sunt 6 tabere serioase de unde au plecat băieții ăștia. Da. De aici au plecat Cenaclul cu Arte. Sunteți mândru, nu? Bine.
aici nu e loc de falsă modestie, nici de modestie măcar chiar autentică. Pentru că dacă am zice că... Este un act de mare curaj să te apuci de organizarea unei tabere, mare curaj, câteodată, pentru că sunt multe... Câteodată și la o dată te salvează dintr-un anumit... îți mai salvează niște zile, așa. Dar e o laudă meritată, până la urmă, nu mulți se apucă de un asemenea demers. Aici nu e vorba de laudă, e important că am găsit niște oameni excelenți acolo, care știu să picteze, au mers odată cu mine, am făcut lucrurile împreună, foarte serios, și nu accept ca cineva să vină după aceea să-și bată. Asta e marea mea problemă. Acum să încheiem cu... Adică în viața mea nu am plătit poliție. Adică, și nici nu vă doriți nejustificate să... și da, n-am făcut niciodată chestia. Și nici nu n-am fost nici ranchiunos, nici răzbunător, ba din contra, am avut și... știți care îi spuneam că... Băi, eu nu știu cum naiba, n-am fost invidios niciodată pe succesul altuia. Pentru că n-are rost. Fiecare ne construim succesul, insuccesul. Dacă avem căderi din astea, trebuie să fim foarte atenți să ne trezim și să o luăm de la capăt. Nu trebuie să fii invidios pe succesul altuia. Mi se pare o chestie de decență și de loialitate. Invidia și consumă energie. De breaslă. Și consumă energie. Sigur că, sigur că. O stare de asta de invidie, de ranchiună. Nu-i caz. Sunt situații. Multe. Bun. Nu știu. Să vă spun, prietenii noștri nemțeni vor vedea după acest scurt interviu materialul de la vernisajul, da, pentru că merită să vadă și lucrările, care lucrări nu mai sunt acum în galerie, maestrul a venit de ieri, da, am înțeles, și l-a strâns. Da. Acum sunt lucrările celuilalt artist cu care vom sta de vorbă după acest... Am vrut să fim împreună atâta timp cât el a fost alături de mine. L-am văzut, da, și ne-am mânat invitația pentru sigur că astăzi. Da, și profit de faptul că suntem în emisiune și să încă o dată să mulțumesc publicului Petran care a fost prezent, care v-a așteptat la expoziția. Și o să vă aștepte în continuare, și maestre. Și noi de seară îl așteptăm din nou. Sigur că da, cu mare plăcere. Dragi prieteni, rămâneți în continuare în fața micilor ecrane, veți urmări vernisajul expoziției de pictura maestrului Iosif Haidu, cel care a avut loc acum 2 săptămâni. Exact, fix 2 săptămâni. Da. Da. Maestre, vă mulțumesc. Și eu mulțumesc din suflet și vă invit la Roman. Cu mare plăcere. Ținem legătura, veniți la atelier la mine. Mâine vă și contactez și vizitați și o școală de artă superbă. Mulțumesc. Cu mare plăcere. Sunt onorat să... Avem și niște expoziții acolo a elevilor. Am și eu un spațiu acolo de mini-galerie cu niște lucrări de ale mele care... Frumos. Am zis că dacă lucrez acolo e bine să... Da. Să fim acolo pe simetrie. Da. O să vă placă școala de artă, exact, din Roman. Să se poate urmări și evoluția artistului în timp, da, nu? Da. Pentru că fără îndoială sunt lucrări pe care sunt copii, le păstrați pentru sunt sufletul copii, dumneavoastră. Am copii de la școala de artă la liceul de artă. La liceul de artă. Brauner, am la Băncilă, la Iași, am la Bacău. Maestrul Prisecaru are și el la rândul lui elevi plecați de la clubul elevilor. Romanul nu duce lipsă de potențe creative. N-a dus niciodată. Așa, important e să fim noi atenți să le descoperim. Și să le canalizați unde trebuie. Sigur că vă mulțumesc încă o dată, maestru. Și eu vă mulțumesc din suflet și vă aștept încă o dată, vă spun, vă aștept cu drag la Roman și salutările mele publicului Petre. Rămâneți în continuare, dragi prieteni, în fața celor ecrane. Bună seara,
bine ați venit la o întâlnire cu pictorul romașcan Iosif Haitu, un binecunoscut pictor nemțean, dar care n-a mai fost de mult cu expoziție personală la Piatra Neamț. Sigur că a participat la expozițiile noastre colective la Bienala Lascăr Vorel, a și fost laureat al acestui cunoscut concurs național. Îi urăm bun venit în numele colegilor din Uniunea Artiștilor Plastici. Mulțumim pentru acest efort. Este o expoziție amplă cu lucrări din ciclurile de creație pe care le-a abordat în ultima perioadă. Și în continuare despre expoziția de față și artist va vorbi criticul de artă Lucian Strochi. Întotdeauna când e vorba de un vernisaj, eu cel puțin și dumneavoastră cred că în egală măsură, căutăm niște repere, niște jaloane, ceva de care să ne putem lega. Și m-am uitat la data nașterii, 4 iunie 1952. Cei mai în vârstă ca mine știu că mai avea de trăit un an Stalin, că se făcuse stabilitatea monetară, că eram în al doilea plan anual și îl pregăteam pe cel cincinal și România începea încet, încet să se miște. S-a născut într-o țară, adică în țara Făgărașului, o țară deosebită, poate singurul loc din România unde câmpia se înțelege bine cu muntele, în așa fel încât se influențează reciproc. Iar Transfăgărășanul nu e decât replica, dacă veți, serpentiforma cerului, a pământului, a apei, a tot ceea ce se poate spune. Bănuiesc că după nume nu l-am întrebat niciodată, Iosif Haitu ar fi un nume unguresc. Și atunci asistăm, dacă vreți, la o premieră, și anume un ungur a descălecat de două ori în Moldova. O dată la Iași pentru studii și a doua oară definitiv în cetatea de jos a Moldovei, la Roman, unde a trăit, trăiește, unde cred că este fericit, nefericit, iubit, detestat, așa cum e fiecare artist. Sigur, ne leagă amintiri dintre cele mai frumoase, pentru că Ștefan Potop, cred că îi reproșa, regretând faptul că nu e prezent pe Simeze aproape la fiecare expoziție, dar într-o vreme Iosif Haitu, Puiu Haitu sau Iorgi sau cum vreți să-i spuneți, ca formă de alinte, era un
dacă vreți, un obișnuit al taberelor. Fie că e vorba de, știu eu, Potoș, Durău, mă rog, foarte multe, cred că sunt vreo 20. Există însă ceva care îl diferențiază pe Iosif Haidu de ceilalți pictori. Deci a venit sorocul, pentru că soroc în rusă înseamnă 40, ca să asistăm la o nouă personală, a câta, semnată Iosif Haidu. Deci sunt 40 de lucrări realizate atât în uleiuri cât și în lucrări de grafică, mergând de la binomul alb-negru, admirabil realizat, domnul Vunghez poate fi încântat că stă la o asemenea lucrare, cred că și-ar și dori-o. După cum în alte zone asistăm la o explozie aproape solară. Mă refer la două, la un ulei și la o lucrare în grafică, ceva mai lângă domnul Denceanu, care s-a așezat din instinct acolo. Ce aș putea spune? Prima dată când i-am văzut lucrările, am ezitat între a spune că este un exploziv sau un imploziv. Și este și una și alta. Iar implozia și explozia dau ritmul. Deci, Haidu a reușit să găsească, dacă vreți, esența artei și a vieții și a lumii, până la urmă. Ritmul. Prinde foarte bine ritmul. Și ce face? Pleacă de la o filozofie foarte simplă. Lucrurile nu sunt așa cum ne par. Prin urmare, el va refuza realul explicit. De ce? Așa numită lumină albă este, de fapt, o funie de culori. Și trebuie să vină o prismă sau un fenomen al naturii ca ea să se desfacă în spectrul rogbaiv, în acele culori extraordinare. Ei bine, asta face Iorgi sau Puiu Haidu. Descompune lumina și o recompune în culori. Încât cred că dacă cineva ar face experiența discului lui Hartl să rotească foarte rapid un tablou, sunt convins că toate tablourile lui ar deveni albe. Pentru că culorile s-ar întoarce liniștite în matca lor. Sau, dacă vreți, pictura lui este o pictură muzicală. Un mare compozitor mi-a spus odată că în mod greșit, noi percepem muzica ca fiind o succesiune de sunete. Și trebuie să ne obișnuim să gândim modern în blocuri. Blocuri sonore. Și era o teorie foarte interesantă. Ei, aici e aici. Iorgi a intuit acest limbaj muzical. Și foarte interesant, s-a apropiat de un mare muzician care ne face cinstea de a fi alături de noi. Și când spun mare muzician, nu arunc cuvintele, sunt convins de valoarea sa internațională, doar că i-aș reproșa faptul că stăm prea mult în penumbră și nu are curajul unor afirmări publice sau, dacă vreți, mult mai agresive, pentru că o merită. E vorba de domnul Liviu Dănceanu, care i-a întors prietenia, dacă vreți, muzicală, comentându-i picturile și făcând-o foarte bine. Adică aș îndrăzni să spun că dintre comentatorii lui Haidu, Liviu Dănceanu este unul dintre cei mai aplicați, cei mai exact, cei mai buni. Deși asupra picturii sale s-au aplicat și un Valentin Ciucă și profesorul Gheorghe Ameciobanu și alții. Deci, muzică, pictură, istorie, ritm, cronologie.
iată, arcele lui sunt arcade, ne duc spre mistere, ne duc spre, sunt ferestre, sunt portaluri, uneori chiar ferestrele par zăvorâte, dar întotdeauna găsim o rezolvare. Uneori peretele se va prăbuși și va elibera fereastra, cum e o lucrare lângă Cristi Prisacaru. Sau bănuim că, fiind zidită o fereastră, ea se va elibera până la urmă, pentru că semnul ei, cicatricea ei, a rămas. Sigur că atunci când vorbim de pictura lui, trebuie să remarcăm un paradox. În general, graficienii sunt foarte buni în desen. Foarte buni. Sunt sigur, sunt, merg până în caricatură, ajung să fie chiar narrativi. Nu e și cazul lui. Pentru că, repet, ceea ce remarcăm la Haidu este culoarea. Poți să vezi 100 de lucrări diferite și îl vei identifica după această culoare eliberată. Dar cineva remarca o apropiere între el și Pollock, aș mai spune și Hartung și alții. Ei bine, acolo, la maestrii americani sau la alții, e vorba și de întâmplare. Știm foarte bine cum pictau ei. La Iorgi este o luciditate extremă, înspăimântătoare. E poate unul dintre cei mai lucizi pictori pe care i-am cunoscut. Ți-e și frică să stai lângă el. Pentru că el a întors un dicton, dacă vreți, câtă luciditate, atâta dramă, câtă dramă, atâta luciditate. La el relația este reversibilă, aș spune, aflată într-un raport de inerență. Sigur că vom găsi rezolvări diferite, tehnici diferite și, până la urmă, pictura lui mai are o calitate. Nu plictisește niciodată, devine un pretext, dar m-am întrebat de unde vine această, dacă vreți, prospețime. Dacă narațiunea este esențială pentru om, fără narațiune chiar nu am exista, lirismul este și el fundamental. Și aș spune că marea lecție de pictură pe care ne-o dă Iorgi Haidu este aceasta. Orice narațiune sfârșește prin a deveni culoare, irizație. Vă mulțumesc și să-i urăm artistului multă putere de creație, să rămână ceea ce este un învingător. Deci, vă mulțumesc că sunteți prezenți la acest moment, care chiar este un moment de sărbătoare. Legați-l dumneavoastră de o amintire plăcută, în afară de cea de aici, și atunci totul va fi perfect. Să ne spună că
firesc și obligatoriu, ar trebui să încep cu mulțumiri. Acele mulțumiri necesare, dar aș vrea, înainte de a o face, să vă fac o mărturisire. Și poate nu sunt numai eu, și colegii mei. Atunci când ne-am încumetat să ne aruncăm explorând acest vast și periculos domeniu al artei, eu personal am avut convingerea și trăiesc și acum cu convingerea că suntem datori întotdeauna să oferim ceea ce aș putea o numi un fel de lecție de privit. Fără pretenții metodice, fără, eu știu, niște competențe din astea supralicitate, ci pur și simplu o lecție de privit, descărcată de ceea ce spuneam mai înainte, din dorința de a intra în dialog. Pentru că am convingerea și am spus, am trăit cu această convingere și voi trăi cu această convingere, pentru că suntem oarecum voiți, nevoiți, dornici, în primul rând, să dialogăm. Și dacă avem un asemenea mijloc de a o face, cum este cazul imaginii plastice sau indiferent de genul artistic pe care l-am îmbrățișat, dorința noastră este spre acest dialog. Consistent, neconsistent, ocazional, unii cu o frecvență mai mare, alții cu o frecvență mai mică și mi s-a imputat la modul frumos această frecvență. Nu e vorba de un fel de abandon, vă asigur, din punctul meu de vedere, ci este doar un mod de a mă conserva într-un fel și de a gândi foarte serios la ceea ce fac și la ceea ce am să dăruiesc publicului dornic de artă. O fac cu probitate, vă asigur, și cu credința că întotdeauna când mă voi întâlni cu colegii mei sau cu publicul, acest public minunat pe care l-am întâlnit de fiecare dată când am venit la Piatra Neamț, dorința mea, am spus, nu este alta decât să avem șansa, eu să dăruiesc, dumneavoastră să priviți și dacă această, eu știu, consonanță se realizează, cred că e benefic pentru ambele părți. Îmi place să spun și am repetat-o de foarte multe ori și întotdeauna am să o fac, crezând că atâta timp cât arta va exista, spațiul acesta interuman va căpăta substanță. Substanța asta, dacă este cu încărcătură maximă, înseamnă că ne-am atins, eu știu, și ne-am făcut datoria fiecare. Noi, cei care ne ocupăm de zonele astea, am zis, foarte, foarte dificile ale creației, ale investiției idei în imaginea plastică și dacă aceste idei ajung la dumneavoastră, mie, colegilor mei, nu ne rămâne decât să ne bucurăm de un oarecare succes. Succesul, mă rog, este de moment, trecător, vin alte momente și așa mai departe. Și acum, cu ce am început, să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați găsit de cuvință să fiți alături de mine și aș mai face un mic, aș aminti un singur lucru. Aveți aici în față și mi-am permis să organizez o mică vitrină cu niște preocupări de ale mele, cum le-am numit eu, de culise într-un fel. E vorba de grafica de carte și coperta de carte. Vinovatul numărul 1 este distinsul meu prieten, maestru Liviu Dănceanu și maestru Lucian Soc vorbea de aceste implozii, explozii și așa mai departe. O să aveți o carte acolo care se numesc Eseuri implozive. Iată că suntem pe aceeași undă, într-un fel. Da. Cam pe aici am încercat să ajung și în pauzele pe care le-am avut de la pictură la grafica de carte, m-a atras textul, m-a atras conținutul, pentru că altfel dacă
textul scris nu te atrage, rezolvarea grafică se lasă de dorit. Sau eventual vine puțin mai greu. Sper să fi reușit în aceste modeste intenții ale mele și pe această zonă și cam atât deocamdată. Să vedem dacă a reușit să te rog să le ții puțin. Te rog să le ții puțin. Să vedem dacă a reușit sau nu. Societatea Culturală Clepsidra, premiu Opera Omnia, Victor Brauner, 2016, se acordă artistului plastic Iosif Haidu, e membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Neamț, președinte Cornel Paiu, președintele juriului Lucian Struchi, Tabăra de Creație Artistică Izvorul Tămăduirii, ediția 4-a, Bălușești, 5-16 august 2016, proiect finanțat de Consiliul Județean Neamț. Deci aceasta este, să o arătăm și televiziunii. Îmi voie să-ți o înmânez. Mulțumesc tare mult. Și pentru că mi-ați făcut o mare surpriză. Să-ți înmânez un premiu în valută forte. Mulțumesc. Sper să te bucuri de el, să-ți ajungă pentru culori, pentru tot ce vrei. Mulțumesc mult.